Băi, dacă n-aveți ceva dulce pe acasă, puteți să mă chemați, că eu vin. Încercați să vă maturizați și să nu mai credeți în toate prostiile. Banii chiar aduc fericirea. I-am zis astăzi la bărbatul meu că, pe lângă soție, vreau să-i fiu și cea mai bună prietenă. Și ce-a făcut? A scos o sticlă de vodcă, două pahare, a început să bea și să se plângă cu ce scorpie el trăiește. Dacă spun că ajung în 15 minute, ajung în 15 minute. Nu-i nevoie să mă stresez cu telefoane din oră în oră. Am vrut să-mi fac și eu un credit, să-mi iau casă. Dacă mi-au văzut ăștia de la bancă salarul, au zis că la Decathlon o băga corturi noi. Unii, efectiv, nu-și dau seama că au ceva special în viața lor, gen pe mine. Ce? Ce dacă nevastă mea are 1,50 m? Așa am vrut eu. Am ales răul cel mai mic. Ce? Auzi tu, tu cum faci ca să nebunești bărbații? Eu nu fac nimica, draga mea. Eu îi găsesc deja nebuni. Păi, sincer, nu știu cum dracu poate să înșele unii, că eu nici efectiv relație nu pus în stare să-mi fac. Dar aminte să mai și înșel. Pe cine, dracu? Există 3 motive pentru care femeile se supără. Degeaba, de aia și pentru că așa vor ele. Nu țineți dietă pe bază de fructe. E vrăjeală. De 3 luni încoace mănânc budincă cu zmeură, ciocolată cu căpșuni, tort cu fructe de pădure și n-am slăbit nimic. Băi, nu știu cum sunteți voi, dar mie mi se pare că enervez oamenii fără să fac nimic. Gen, doar exist și enervez pe cineva. Bă, aș vrea să fiu o vacă pe câmp să-mi bag piciorul. Nu chirie, nu job, doar mâncam iarbă și Ziua 17 fără alcool. Dacă aș reuși să nu beau nici noaptea, ar fi super. Femeia e ca poliția rutieră. Îți ia banii, îți strică ziua, te mai scoate și vinovat. Băi, mi-am dat seama că mai trebuie să slăbesc un pic, dar ce să fac dacă frumusețea asta cântărește mult? N-am ce să fac. Scrie în CV-ul dumneavoastră că sunteți foarte creativă. Da, este adevărat. Ce anume creați? Probleme. Nu știu cum e la alții, dar fug banii de mine de zici că alerg eu după ei să-i bat. Jur, grecu. Sunt o femeie provocatoare. Provoc dureri de cap și nervi de nu le puteți duce. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat cu o inimă foarte bună. Bă, da, gura asta... Nu săruta niciodată o fată în fața casei ei. Iubirea e oarbă, dar taică s-o nu. Nu vreau să mă laud că umblu în locuri scumpe, dar tocmai ce am venit de la benzinărie. Am un soț care mă adoră. Nu e al meu, dar ce mai contează? Ci că un băiat amuzant e mult mai bun decât un băiat frumos. Ca norocul că eu sunt ambele. Da... Ei, arăt și eu bine într-o poză și oamenii cred că-s frumos. Acum, sincer, ce n-ai. Mă, fraților, eu nu știu cum sunteți voi. Nu știu cum sunteți voi. Dar eu, unde-i mâncare și băutură gratis, nu mă uit la bani. Se zice despre moldoveni că ei nu pierd timpul. La un an alcoolici, la 6 ani sunt alcoolici. Deci dacă vreodată am supărat pe cineva de-a lungul timpului, să știți din tot sufletul meu că mi se rupe. Mă interesează părerea altora la fel de mult cum mă interesează să merg la sală. Adică deloc. Băi, nu prea ofer eu atenție oricui, dar și când o fac, regret vreo 2-3 luni. Aia e. Știți sentimentul ăla când vă treziți dimineața și sunteți plini de energie, fericiți, odihniți? Nici eu nu știu. Despre mine se zice că la prima vedere par o persoană frumoasă, iar la a doua vedere te îndrăgostești direct. Pup. Am răbdare cum am și bani. Deloc. Tu, femeie, cum să-l dezvăț eu pe bărbatul meu să nu mai vorbească noaptea în somn? Lasă-l un pic să vorbească ziua. La unii le scârție relația, la alții patul, iar mie încheieturile. Fiecare cum poate. Se spune despre mine că la prima vedere aș părea arogant, iar la a doua vedere te convingi că așa e, 100%. Să știi că nu văd bine la distanță. De-aia te vreau lângă mine. Haterii sunt ca marea. Câteodată fac valuri, câteodată fac spume. Depinde de zi. Dacă un bărbat îți spune că ești drăguță, înseamnă că se uită la fața ta. Dacă îți spune că ești sexy, înseamnă că se uită la corpul tău.
Iar dacă îți spune că ești perfectă, înseamnă că se uită la inima ta. Dar să nu uiți un singur lucru, că toți trei vor doar să... În ziua de asta, că îți place de cineva, trebuie să aștepți. Să aștepți să-ți treacă de tot. Mama, astăzi ne-a dat salarul. Prima dată am crezut că e ciubuc, ne-a dat banii. Mai terminați cu urarea. Fiți fericiți alături de cei dragi. Alții săraci sunt însurați și nu le lasă nevestele. Se zice că dacă ai voință, poți muta munții din loc. Însă dacă ești deștept, îi lași dreacu acolo, că nu ți-au făcut nimic. Nu te încurcă cu nimic, efectiv. Atunci când necazurile se țin lanț de tine, ia lanțul și du-l la amanet. Logic. Urmărește-mă pentru mai multe sfaturi. Îi mai aud pe unii că zic, bă, ce grea-i viața. Bă, o fi grea un pic viața, nimic de zis. Da, și tu ești pe rost, fac o grămadă. Acum 2 ani aveam doar 89 de lei în cont. Acum... am 25 de lei în cont. Știu că ați crezut că e un video din ăla motivațional, dar nu, sunt la fel de sărac, bă, ca mea. Ce face femeia când se plictisește? Se ceartă cu prostul să vadă dacă o mai iubește. Iubire, ia, vino până aici. Ce face femeia când se plictisește? Se ceartă cu prostul să vadă dacă o mai iubește. Iubire, ia, vino până aici. Caut pe cineva care știe să gătească, pentru că eu știu doar să mănânc. Care e definiția bărbatului? O ființă inocentă, fără de apărare, care este zilnic abuzat fizic, emoțional și sexual de către femeie. Băi, dacă n-aveți ceva dulce pe acasă, puteți să mă chemați, că eu vin. Când băieții spun să nu-i luăm așa în serios când aleargă după noi, că la fel aleargă și după minge și după o aruncă. Păi băieți, la fel și noi. Să nu vă credeți mari șmecheri că o fată s-a îndrăgostit de voi. Nu, că noi ne îndrăgostim și de o pereche de pantofi, dar ne mai luăm încă alte 10 pentru orice ocazie.